Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzoianului în studioul Campus TV. În această seară îl avem invitat pe domnul consilier local PNL Ion Barbu. Domnule Barbu, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Vorbim în deschiderea emisiunii despre evenimentul pe care întreaga țară îl sărbătorește astăzi, 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Astăzi, în Parcul Marghiloman au fost festivități ample și știu, domnule Barbu, că ați fost acolo. Povestiți-mi așa, prin ochii dumneavoastră, cum a arătat festivitatea de astăzi? Da, festivitatea a beneficiat și de un ajutor din partea naturii, în sensul că a fost o zi, o dimineață frumoasă, lucru care a dat posibilitatea ca toată acțiunea să se desfășoare așa cum a fost de altfel planificată. Așa cum poate să știu și telespectatorii dumneavoastră din toate prezentările de până la această oră și bineînțeles vă vor fi informați de dumneavoastră în emisiunile de știri, astăzi s-a dezvelit statuia lui Alexandru Marghiloman, un eveniment care până la urmă, așa cum a fost marcat și acolo, va rămâne în istorie, pentru că în Parcul Marghiloman nu a existat o asemenea statuie până în momentul ăsta. Este de apreciat faptul că municipalitatea, prin primarul Toma, a reușit acest lucru. Toată prezentarea a fost una destul de serioasă și la înălțimea momentului. Au fost intervenții atât din partea familiei prin nepoata lui Alexandru Marghiloman, dar și din partea celor care reprezintă ca și senatori Buzău. Am avut prezența și unor personalități. O să-i urmărim imediat pe cei care au vorbit. Ce este important e că toată acțiunea a fost reușită și, într-adevăr, momentul a fost marcat cum trebuie la Buzău. Au fost prezenți și o parte dintre buzoieni care au fost informați despre acest eveniment și este, într-adevăr, un lucru benefic pentru orașul nostru. Haideți să urmărim și în imagini ce s-a întâmplat astăzi la Marghiloman și apoi revenim pentru a discuta despre evenimentele din Buzău. Sunt 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, iar Buzăul are precădere în desfășurarea acestui centenar datorită faptului că aici s-a născut, a lucrat Alexandru Marghiloman, una din marile personalități ale României. Alexandru Marghiloman a fost un mare român. El a debutat în viața politică la 30 de ani, fiind unul dintre din exponenții conservatorismului. Era atât de dinamic încât putem spune că a încercat să-și pună în practică principii, a încercat să-și pună în practică tot ceea ce se putea gândi la vremea respectivă pentru dezvoltarea statului român. Sfințează acest monument prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este unul din cele mai importante evenimente ale istoriei României. A fost precedat la 24 ianuarie, o dată iarăși foarte importantă și cu mari sonorități în istoria noastră, la 24 ianuarie 1918, Republica
democratică moldovenească a decis să fie independentă, urmând apoi actul unirii din 27 martie, actul prin care s-a decis unirea cu patria mamă. Sunt mândru și onorat că în ultima sută de ani sunt cele mai solide acțiuni pentru a readuce în atenție un mare om de stat, un mare român, un mare buzoian. Avem anul ăsta de centenar 20 de evenimente separate, închinate numai lui Alexandru Margheloman. Acest moment reprezintă unul din momentele de vârf, pentru că într-un fel l-am adus pe Alexandru Margheloman acasă. Și îi mulțumesc foarte mult doamnei Irina Vlăducă Margheloman că acționăm împreună pentru reabilitarea acestui mare om și reabilitarea mai ales a valorilor în care acest om a crezut. Acum 100 de ani, în Basarabia, pe 27 martie 1918, Sfatul Țării a supus votului declarația de unire cu România ce consemna: în numele poporului basarabean, Sfatul Țării declară Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, în hotarele dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldave, în puterea dreptului istoric și pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărească soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România. Pozitiv, pozitiv, pozitiv. Și sper că mai departe să se desfășoare ce vrea domnul Toma să facă mai departe, grajdurile, poate și un hipodrom, poate pentru copii niște ponii și așa mai departe. Să fie într-adevăr viață. Numele Vile Albatros vine de la un cal celebru, pentru că Alexandru Margheloman, da, a fost un mare iubitor de cai de rasă, a îmbunătățit rasele de cai românești și a reușit la acea vreme să câștige 27 de derbiuri. Era un fel de Formula 1, așa, cu celebrii săi cai, Albatros, Zor de Zi. Vom reface grajdurile din spatele Palatului Margheloman, pentru că așa era scris în documente. Vom aduce din nou cai pur sânge aici, vom reface casa de oaspeți. Ieri a trecut deja de Consiliul Local o aprobare în acest sens. Sperăm până la sfârșitul 2019 să avem reîntregit acest domeniu și încercăm să-l transformăm chiar în grădină botanică. Am început de astă toamnă acest eveniment. Și o mică pauză la Cislău, există un urmaș al unui cal al lui Alexandru Margheloman. E deja o informație. Da, wow. Da, am descoperit și noi chestia asta și încercăm să îl aducem aici. Sau să-i facem copii, să vedem. Da, am aflat că există la Cizlău un urmaș al calului Albatros, cel care a botezat Vila Albatros din complexul Margheloman. Domnule Barbu, emoțiile probabil că le-a simțit și dumneavoastră, emoțiile nu inspirate de discursuri, ci de evenimentul sărbătorit. Și în Parlamentul României astăzi a fost o ceremonie. Domnul Romașcanu, am văzut că a preferat să vină la Buzău, așa cum era de altfel normal. Dar spuneți-mi dumneavoastră ce va urma de acum înainte, că la Buzău a fost mai mult o sărbătoare a lui Alexandru Margheloman. Am auzit din planurile municipalității că vom avea un hipodrom, un grajd, ce vor fi ponei la Margheloman pentru copii. Da, există o inițiativă a primarului municipiului Buzău, una care are un pic de controverse în spațiul public local, aceea de a face investiții în continuare pentru a face ca din Parcul Margheloman să existe cumva un loc destul de plin de viață, așa cum remarca și strănepoata domnului Alexandru sau Alexandru Margheloman. Ideea e că toate aceste cheltuieli care vor fi făcute cu bani împrumutați de la populația municipiului Buzău. Din discuțiile pe care le-am mai avut și cu alți cunoscători ai acestor modalități de a împrumuta bani, am constatat că
se mai practic, s-au mai practicat în țară o asemenea modalitate. Vorbim despre emiterea de obligațiuni municipale, care a fost aprobată ieri în Consiliul local. Municipal, da? Și aceste obligațiuni înseamnă să se împrumute, de fapt, primăria la populație, cu, așa cum spunea domnul primar și la postumează televiziune, cu o perioadă de maturare de 10-20 de ani. Și cu o dobândă oferită populației mai mare decât la bancă, nu? Mai mare decât la bancă, dar nu încântătoare. Pentru că dacă te împrumuți pe 20 de ani cu o dobândă de 3, dacă împrumuți pe 20 de ani cu o dobândă de 3%, nu știi care va fi până la urmă evoluția dobânzilor în piața bancară și poți să ai un pic de rezerve atunci când faci acest lucru. Dar, până la urmă, este răspunderea asumată de domnul primar și cei care au inițiat acest proiect. Sper ca lucrurile să nu fie criticate și în perioada următoare, așa cum de fapt sunt criticate acum de o parte din populația municipiului Zău. Iar eu spun asta pentru că așa cum vedem sunt repartizate acele fonduri eventual venite din aceste împrumuturi, putem constata că cea mai mare parte a banilor vor rămâne undeva investiții fără să aducă o plusvaloare. O plusvaloare culturală în parcul Marghiloman, da. De tradiție, de istorie, da. De comemorarea unor evenimente, da. Dar o parte din acești bani, așa cum dorește domnul primar, sunt dirijați spre reabilitarea cinematografului Dacia. Nu mă așteptam, nu ne așteptam ca aceste sume să fie atât de mari, dirijate spre sau propuse spre a fi folosite acolo. Sunt foarte, foarte mari, 3,8 milioane de euro. Înseamnă enorm. Spuneți-mi cum ați votat dumneavoastră la acest proiect. Noi am votat împotrivă. Noi însemnând consilierii PNL. Local PNL, da. Bun. Pentru că am considerat că sumele acestea sunt foarte mari, atât la acest cinematograf, cât și în ceea ce privește reabilitarea clădirii din Gorbaciov, cum îi zicem noi acolo. Asta, bazar, nu? Bazar. Că și acolo tot vin întrebări de la comercianți când se schimbă destinația clădirii. Dar pentru a concluziona subiectul cu care am început emisiunea, în jurnalul Campus TV veți putea vedea toate momentele care au fost astăzi în festivitatea de la Complexul Marghiloman. Și de asemenea aș vrea să vorbim și despre aportul armatei, pentru că nu doar primăria a fost cea care a pus umărul la festivitate. Armata a avut un rol important, așa că felicitări și domnilor din armată. Exact. Și momentul, într-adevăr, a fost solemn și pentru faptul că acolo au fost detașamentele de militari care au defilat prin fața celor care au participat la acest eveniment. Au fost 3 batalioane, dacă nu mă înșel, de la arme diferite, un lucru chiar foarte, foarte plăcut și emoționant. Lucrul ăsta a devenit de fapt o permanență. A cântat de asemenea imnul Corurila fără să fie înregistrat pe o bandă undeva și transmis. Deci a fost foarte, foarte frumos până la urmă. A fost un eveniment marcat foarte frumos la Buzău. Mă bucur că și dumneavoastră din opoziție spuneți acest lucru. Înseamnă că a fost într-adevăr un eveniment reușit și sunt probabil pregătirile, încălzirile pentru evenimentul din 17 mai. Dar haideți să trecem acum și la problemele celelalte ale buzoienilor. Vorbeam mai devreme despre aceste obligațiuni municipale, însă în ședința de ieri a Consiliului Local Municipal s-au discutat mai multe proiecte, unul dintre ele referitor la bugetul aprobat pentru regia autonomă municipală. Un buget insuficient, un buget care nu garantează faptul că va rămâne același preț pentru gigacalorie și un buget care nu-i oferă ramului certitudinea unui viitor, cu atât mai mult celor racordați la regia municipală. Spuneți-mi, dumneavoastră, care este părerea după ce ați auzit discuțiile din Consiliu, acolo unde a fost prezent și domnul Tacea, directorul RAM Buzău. Sigur. Am cerut domnului director să ne facă o prezentare a situației regiei și, de asemenea, să ne dea și câteva sugestii
în așa fel încât prin Consiliul Local să încercăm să aducem eventual o îmbunătățire a situației cu care se confruntă până la urmă buzoienii și nu regia autonomă în sine. Buzoienii care încă mai sunt branșați la sistem. Și întrebarea mea a fost cum e posibil să vă planificați un buget cu o pierdere de gata 4 milioane de euro în condițiile în care și așa aveți o datorie istorică pe care într-un fel sau altul tot dumneavoastră ca și societate sunteți obligați să o achitați. Nu mi-a plăcut absolut deloc modul în care stau lucrurile și au fost prezentate lucrurile din perspectiva anului viitor, din anului 2018, bugetului anului 2018, pentru că, indiferent cât am ocoli să dăm un răspuns concret, noi spunem că regia autonomă municipală, dacă nu va fi sprijinită de primărie sau de guvern, până la sfârșitul anului nu mai poate funcționa. Este într-adevăr o situație alarmantă acolo. N-am văzut să fie prins în bugetul primăriei vreun ban pentru subvenționarea căldurii și apei calde în 2018. Nu am văzut decât o adresă, dacă nu mă înșel, sau un document oficial prin primărie, pentru că ieri în ședința de Consiliu Local domnul primar a spus, da, ministrul Stănescu ne-a comunicat că în anul 2018, cel puțin, primăriile pot susține, pot subvenționa energia termică. Problema se pune, la Buzău va putea fi subvenționată energia termică atâta timp cât prin bugetul pe anul 2018 primăria nu și-a planificat niciun leuț în acest sens. Și atunci, dacă vom avea ceva de discutat, vom avea în ceea ce privește găsirea de soluții pentru finanțare. Probabil va veni un ajutor de la guvern, ținând cont de faptul că urmează un an electoral. Probabil că în această iarnă vor veni bani de la guvern. Problemele însă vor continua, da, iar situația ramului nu cred că poate fi schimbată doar printr-un ajutor venit în această iarnă. Și din ce spunea și ieri domnul director, e posibil ca până în mai, dacă nu mă înșel, să mai poată susține prețul actual al gigacaloriei, urmând să facă adresele, diligențele care trebuie făcute către ANRSC, ANRE și așa mai departe, ca să poată să modifice prețul la gigacaloriei. Nu cred că este de ascuns această situație, pentru că am mai discutat și în anii din urmă că de fiecare dată când în zvonuri din astea alarmiste, foarte mulți dintre buzoieni se gândesc la alternativa pe care o au, adică aceea de a-și monta centrale proprii de apartament. Dar nici să-i lăsăm pe oameni neinformați să ascundem o situație destul de critică pe care o avem cu această regie autonomă, în ceea ce privește furnizarea de energie termică, și să ne trezim la jumatea anului că vom avea o surpriză. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să rămână, doamnă. Bună seara. Doamnă și pe invitatul dumneavoastră, domnul Barbu. Spuneți-vă. E un om cu experiență în opoziție și cred că are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește ramul. Cunoaște bine situația. Stau și mă înclin și mă tot gândesc că să-l aducem pe Boșcodeală înapoi, domnul. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnul Barbu? Categoric nu. Nu-i bine? Nu. De ce, domnule, că a dat la mărât, la pensionare, a mers ramul. Acum ce-i face? Știți de ce? Pe chituci? În 2002, nu, ramul l-a pus pe chituci domnul Boșcodeală. Și vă spun de ce. Păi nu, domnule. Toată politica. Toate datoriile de la compania de apă, când s-a privatizat compania de apă, le-a pledat la ram. Și a rămas ramul cu toate în cârcă. Asta de ce nu spuneți, domnul Barbu? Ascultați, vreți să mă ascultați un pic? Vă ascult, dar n-am terminat ce am zis. Gata, terminat și apoi vă spune și domnul Barbu care este părerea dânsului. Vă rog. Domnul Barbu, cu rugămintea mă asculta și a pune problema că n-are cine să reprezinte pe amărâții care sunt legați la ram. Cine ne reprezintă, domnul? Nimeni. Dumneavoastră, fiind în opoziție, sunteți cel mai indicat să notați, să-i spuneți domnul primar să nu mai aducă ponei și să subvenționeze gigacaloria, domnul. Ce e atât de greu, domnul? Ce atâta? O lăsăm mai ușor cu spectacle, aducem pom de aia mai ieftin, aducem de la mere aia, aducem tei de aia, aducem frumos miroate, facem și ceai. Și de aia, domnul Barbu, nu vă lăsați, domnule. Chiar opoziția a murit, vă rog eu mult.
Cam asta e. Nu trebuie Ramu să dea faliment. S-a investit atâția bani. Nu-i nici mama, nici tata acționară. Nu iau niciun bani. Adică sunt un simplu consumator. Eu am plătit datoriile, mi-a venit plicurile în poștă. Ce să fac cu banii care am dat? Mi-a venit pe hârtie, face maia, drege, iar în simplu să face nimic. E posibil ca pentru RAM să nu existe subvenții când în București se subvenționează, ați văzut, Gica Calorie. Vă mulțumesc tare mult că a sunat să ne spuneți părerea noastră. E bine că veniți și cu soluții și e de apreciat faptul că v-ați gândit cum s-ar putea face economie. Vă mulțumesc pentru intervenție. Domnule Barbu, un răspuns? Da, legat de prima parte, în momentul în care s-a unit regia cu compania de apă, compania de apă la vremea aia nu avea datorii. În momentul în care s-au despărțit, chiar dacă putem acuza la nesfârșit cum s-a făcut lucrul ăsta, fiecare și-a luat cu ce a venit, ca să zic așa. Așa spuneți dumneavoastră, așa că era, toată lumea spune că de fapt Ramul a fost cenușereața și compania de apă a luat tot ce a fost mai demonstrația bun. Demonstrația este că acolo nu vedeți că nu poate nimeni să intre. Deci unde? La compania de apă, în sensul că acolo trebuie luate măsuri pe partea prețului la apă și așa mai departe. Compania de apă are profit mereu și un profit substanțial. Ăsta a fost și motivul pentru care a fost la momentul ăla susținută compania de apă. La gigacalorie, la prețul al acestei căldurii, întotdeauna a trebuit să intervină guvernul, indiferent dacă a fost cu, împreună cu apa și căldura sau nu a fost împreună nu, cu apa. Nu, e bine de spus că s-au făcut împrumuturi peste împrumuturi pe care spunea? Le plătim și acum. Nu, dar problemă. Cum reprezentați dumneavoastră consilierii din opoziție doleanțele acestor oameni? Ce aș putea să spun eu, care de foarte mult timp atrag atenția asupra modului în care se gestionează această situație cu prețul la gigacalorie și cu modul în care acolo se derulează toate programele. Am atras atenția în 2012 asupra unui fapt care astăzi, din păcate, a devenit o piatră de moară în spatele Ramului. Adică, în 2012, când trebuia cine? Primăria, care a subvenționat căldura, să plătească și TVA-ul la stat. N-a făcut-o. Camera de conturi atunci ne-a înștiințat că trebuia plătit TVA-ul. Primăria a spus nu, nu vom plăti niciodată. Și acel TVA s-a dublat, iar acum este undeva în cârca Ramului plata acelui TVA până în, neplătit până în 2014, dacă nu mă știu. Domnule Barbu, să ne mai plimbăm așa în trecut. Deci acum se poate face ceva? Păi puteți să mergeți în Consiliul Local și să spuneți oamenii vor să existe în continuare regia autonomă municipală? Ce trebuie făcut acum? Ideea asta cu a subvenționa căldura de către primării, în mare parte, ar fi una foarte, foarte bună. Dar cum? Subvenționarea căldurii să se facă nu la prețul ăsta, adică cu o contribuție atât de mare la subvenționare, în același timp să facem o delimitare și am spus și ieri în ședința de Consiliu Local. Nu poți să subvenționezi căldura pentru toată lumea, să se stabilească niște bareme, adică niște venituri maxime ale populației până la care poți să vii cu un ajutor sau să subvenționezi căldura. Dar în mare parte aș merge pe, sau mai degrabă am merge pe varianta cu ajutor. Ajutor acordat familiilor nevoiașe până la 100%, că asta ne permite legea. Și, într-adevăr, am putea să mergem pe varianta asta, într-un fel, ținând continuu în atenție această situație a familiilor nevoiașe. Și în Buzău avem, la momentul ăsta, putem discuta de aproape 10.000 de familii nevoiașe, iar o parte dintre cei care sunt până la 13.000 încă branșați la sistem, cred că ar putea să susțină singuri prețul real al gigacaloriei. Și atunci n-am mai avea tot timpul acest meci între regia autonomă. Nu e meci, domnule Barbu, este o panică, pentru că oamenii nu meci, știu un control. Meciul între regie și opoziția constantă a primarului vis-a-vis de această societate și de modul în care se gestionează această situație financiară a regiei. Fiecare are dreptate. Atunci când auzim părerile fiecăruia, fiecare are dreptate. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Câteva întrebări scurte pentru domnul invitat. 1. Îi se pare normal ca domnul primar să monteze niște copaci, nu contează oriunde, în Buzău, fără știrea buzăienilor? 2. La mână, îi se pare normal ca cei de la RER să vină la ușă, să ciocăne, să vadă
numărul de persoane, 3 la mână. Dacă îi se par normal, dacă îi se par normale lucrurile care sunt în Buzău. Investim în centenarii, investim în toate alea, dar sunt oameni, sunt străzi, sunt locuințe sociale, care sunt diverse probleme în Buzău, care nimeni tot îi jăcoate. De ce? Asta am avut de zis. O seară bună. O seară bună și dumneavoastră, domnule Barbu, în primul rând cu plantarea copacilor. Pentru toate, răspunsul ar fi nu, nu mi se pare normal. Așa este. Are dreptate când spune că nu putem să băgăm sume atât de mari în achiziționarea unor copaci, pomi și așa mai departe, indiferent că sunt sferii sau globulari, atâta timp cât prețul de achiziție al acestor arbori este destul de mare și în același timp, așa cum ați văzut reacțiile în ultima perioadă ale populației, reacțiile lor sunt că niciodată nu i-a întrebat sau pentru acest lucru nu i-a întrebat nimeni. Nimeni dacă sunt de acord sau nu să se facă o asemenea investiție. Legat de ceea ce spune vis-a-vis de RER, da, a fost cel mai revoltat și am atras atenția celor de la RER atât în mod direct, dar și prin posturile locale de televiziune și în același timp am comunicat poliției locale să nu se implice, că nu au dreptul să facă acest lucru și bineînțeles că aceștia au spus că nu vor participa, deși le-am arătat adresa a fost formulată fără să cunoască, formulată în sensul că implică RER-ul și poliția locală, fără ca poliția locală măcar să fie informată că va urma să se pună asemenea anunțuri la blocuri. RER-ul nu are dreptul să verifice câte persoane sunt în apartament, pentru că RER-ul are contracte ori cu asociația de proprietari, ori cu contracte individuale cu fiecare proprietar de apartament. Și această comunicare sau mod de a comunica există. Nu înțelegem deloc care este scopul acelei... Bine, eu am înțeles și am și spus aici chiar. Adică scopul pentru care RER a făcut acea tevatură este ca să ne... eventual să ne arunce acum praf în noi că dacă nu ați dat numărul corect de persoane la plata gunoiului, noi suntem obligați să majorăm prețul gunoiului. Lucru care a fost făcut ieri prin hotărâre de Consiliu Local. La 1 aprilie se scumpește gunoiul. O să vorbim în a doua parte și despre această scumpire care se aplică tuturor buzoienilor, nu numai celor care au greșit, așa cum spuneați. Și o să vorbim și despre abonamente. Sunt foarte multe întrebări. De la 1 aprilie ar fi trebuit să înceapă acest nou sistem pentru pensionari în transportul în comun. Deocamdată nu se știe nimic. Dar revenim în câteva minute și mai discutăm.